O să citim un text foarte provocator. Matei 12. Matei este Noul Testament. Biblia este formată din Vechiul și Noul Testament. Matei face parte din Noul Testament. Este prima carte din Noul Testament. Matei, capitolul 12, versetul 22. Atunci i-au adus un îndrăgit orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate nenorocirile mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate draj decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezvinată împotriva ei însăși este pustită. Și orice cetate sau casă dezvinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă satana scoate afară pe satana, este dezvinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară, dracii, cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară, dracii, cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria lea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul! Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mesajul din această dimineață, pe care Dumnezeu mi l-a dat în urmă cu aproximativ o săptămână, se intitulează Atenție la cuvinte. Mare atenție la cuvinte. Foarte mare, mare atenție la cuvinte. Super mare atenție la cuvinte. Când devenim copii ai lui Dumnezeu, frați și surori, intrăm într-o altă dimensiune total nouă. Când devenim copii ai lui Dumnezeu, intrăm într-o dimensiune care schimbă total viața noastră. Când devenim copii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să transforme fiecare mădular din ființa noastră, fiecare componentă a ființei noastre materiale și spirituale începe să fie total transformată. Spre surprinderea mea, zilele trecute, când mă pregăteam pentru mesajul acesta, mi-am dat seama că Biblia, că Duhul Sfânt în Scriptură, pune un mare accent pe câteva componente ale ființei umane, pe câteva mădulare a ființei umane și Biblia pune foarte mare accent pe inimă, pe minte, pe spirit, pe trup și pe limbă. Știați că limba noastră este în vizorul lui Dumnezeu non-stop? Atenție, deci mare atenție la cuvinte. Cuvintele pe care le rostim, ziua sau noapte, în șoaptă sau în țipete, în urlete, cuvintele noastre pe care le rostim au mare valoare
pentru Dumnezeu, pentru noi, pentru semeni, pentru lumea văzută și mai ales pentru lumea nevăzută. Mare atenție, super mare atenție la cuvintele pe care le folosim. În fiecare zi, oamenii rostesc sute și mii de cuvinte. Mare atenție la cuvintele pe care le folosiți. De ce? Domnul Iisus Hristos în textul acesta, după ce îi mustră și le atrage foarte serios atenția fariseilor și cărturarilor și norodului care stătea în jurul lui, că există un singur păcat care nu se iartă, păcatul împotriva Duhului Sfânt, hula împotriva Duhului Sfânt, toate celelalte păcate se pot ierta, păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta. Și pentru a lămuri lucrul acesta, deși nu acesta este subiectul nostru din această dimineață, aș vrea să vă spun că păcatul împotriva Duhului Sfânt, spun unii teologi, se putea face numai în vremea Domnului Iisus. Însă eu cred că păcatul împotriva Duhului Sfânt poate să fie făcut și astăzi, atunci când Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și tu nu vrei și respingi cuvântul Evangheliei prin Duhul lui Dumnezeu, cred că și astăzi se poate face păcatul împotriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt sau gola împotriva Duhului Sfânt a fost explicată de Domnul Iisus Hristos în textul acesta, dar eu cred că păcatul împotriva Duhului Sfânt este să refuzi pocăința și mântuirea. Păcatul acesta nu poate să fie iertat. Când Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și tu respingi, mereu, mereu respingi mântuirea, Dumnezeu nu are nicio altă soluție pentru iertarea ta. Dacă știi că Biblia este adevărată, dacă știi că Iisus Hristos a murit și pentru tine, și dacă refuzi pocăința, ăsta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Pentru că cel pe care Dumnezeu îl folosește pentru a ne convinge pe noi că suntem păcătoși, este Duhul Sfânt. Și când tu știi că ești păcătos, dar refuzi pocăința, s-ar putea să comiți păcatul împotriva Duhului Sfânt. Mă rog însă în această dimineață, niciunul dintre noi să nu cumva să facem păcatul acesta. Din cauza aceasta nu amâna pocăința. Din cauza aceasta nu respinge pocăința. Din cauza aceasta nu respinge jertfa lui Hristos și sângele lui Hristos din viața ta, care să te curățească de orice păcat și Dumnezeu să-ți dea harul mântuirii astăzi. Pentru că s-ar putea după masă și mâine să fie mult prea târziu. Însă mare atenție la cuvintele pe care le rostim, pentru că Domnul Iisus Hristos zice așa, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Mai citesc încă o dată, vă rog să mă ascultați. Sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Se referă la cuvinte aici, iarăși. Dar omul rău scoate lucruri rele, cuvinte rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății, oamenii, atenție, biserică, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti. Căci din cuvintele tale vei fi fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin. Sunt convins că de azi înainte veți fi mult mai atenți la cuvintele pe care le veți folosi. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, fiecare cuvânt al nostru este înregistrat. Așa ne spune Mântuitorul Iisus Hristos și El știe ce se va întâmpla la judecată și El știe ce se întâmplă și în aceste momente. Fiecare cuvânt al tău pe care îl rostești este undeva înregistrat și în videoteca asta lui Dumnezeu, în casetoteca asta lui Dumnezeu, fiecare cuvânt este înregistrat, pentru că zice Mântuitorul că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și am vrut să văd în alte traduceri cum se traduce cuvântul nefolositor. Și în alte traduceri, nefolositorul se traduce orice cuvânt neatent.
Orice cuvânt negândit, orice cuvânt neroditor, vei da socoteală de el. Orice cuvânt pe care nu l-ai rostit cu grijă, vei da socoteală de el. Atenție mare, atenție la cuvinte. Nu pot să accentuez suficient de mult în această dimineață cât de important este să dăm o mare atenție cuvintelor noastre. De ce? Cuvintele, limbajul tratează identitatea inimii noastre. Atenție mare la cuvinte. Așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, cuvintele noastre, limbajul nostru, vocabularul nostru, realmente declară identitatea inimii noastre. Așa ne învață Domnul Iisus Hristos în textul acesta. În Noul Testament este un text foarte important în Petru, în Marcul la capitolul 14. Și în Marcul la capitolul 14 sunt niște versete deosebit de importante pentru fiecare dintre noi. Și aici este vorba despre Petru, apostolul Petru. Și în ultimele versete din capitolul acesta, Biblia zice așa. Versetul 7. Deci el s-a lepădat din nou, după puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru, nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, adică ucenicii lui Iisus, căci ești galilean și graiul tău te seamănă cu al lor. Atunci el a început să se blesteme și să înjure și să se jure. Nu cunosc pe omul despre care vorbiți. Aș vrea să vă spun că vocabularul nostru, cuvintele noastre, frați și surori, trădează identitatea noastră. Cuvintele noastre, vocabularul pe care îl folosim, realmente ne dă de gol cine suntem noi. Cuvintele și vocabularul și chiar accentul pe care îl avea apostolul Petru, l-a dat de gol că este ucenic al lui Iisus Hristos. Mare atenție la cuvintele pe care le folosim. Pentru că ele au o importanță fundamentală în viața noastră temporară și, pe urmă, și în viața noastră eternă. Și fiți atenți aici despre Petru. Ne întoarcem un pic la Petru, că ăsta a fost o ciudățenie de om și jumătate. Pentru a-i convinge pe acuzatorii lui Iisus, pentru a-i convinge pe acuzatorii că nu-i ucenicul lui Iisus. Știți ce a făcut Petru? A folosit niște cuvinte urâte. Pentru a-i convinge pe acuzatorii lui că el nu este urmașul lui Iisus Hristos, a început să înjure birjerește. Și știi ce? A funcționat. Și când acuzatorii, bărbați, femei, au auzit cum vorbește Petru, cât de urât vorbește Petru, au zis, no, ne-am înșelat noi. Accentul seamănă un pic, da, vorbele nu sunt de ucenic. Și a scăpat. I-a convins pe acuzatorii lui, prin limbajul lui, că nu este ucenicul lui Iisus Hristos și când a început să vorbească urât, să înjure, să se blesteme, știi, și să îi iese pe gură tot felul de mizerii, acuzatorii, dușmanii lui Iisus Hristos au zis, hai să lăsăm în pace că totuși nu e al lui Hristos. Mare atenție la cuvinte. Și cuvintele pozitive, și cuvintele negative, vreau să vă spun că funcționează. Ele au o putere deosebită. Nu-i deloc important dacă oamenii nu ne pot recunoaște după accent cine suntem. Asta nu-i absolut deloc important și nu are nicio valoare. Dar dacă prin vorbele tale nu pot recunoaște că ești ucenicul lui Iisus Hristos, atunci ai o mare și o gravă problemă spirituală. Mare atenție la cuvintele pe care le folosim. Știți de ce? Limbajul și cuvintele urâte, vă rog să rețineți și să notați asta, nu sunt un păcat al gurii, ci limbajul și cuvintele urâte sunt un păcat al inimii. Amin. Ați auzit proverbul acesta care este fals și are gura spurcată, dar inima bună. S-a auzit șmecheria asta. Adică vorba asta, nu știu dacă e proverb, dar e o vorbă. Deci are o gură rea, mă, dar are o gură așa de rea și spune
furcat la gură, mă, dar are o inimă bună. Asta e cea mai mare minciună. Asta este o mare minciună. Și zice, cuvintele nu sunt un păcat al gurii, ci sunt un păcat al inimii. Ceea ce e în fântâna inimii va ieși afară prin găleata gurii, spunea un sfânt în vechime. Ceea ce este în fântâna inimii va ieși afară prin robinetul sau prin găleata gurii. Și am început să-i dau dreptate Sfântului. Cred că are dreptate. Mare atenție la cuvinte, pentru că cuvintele trădează identitatea noastră. Cuvintele sunt roada inimii noastre, frați și surori. Mare atenție la cum vorbim unii cu ceilalți. Mare atenție la cum vorbesc părinții cu copiii și copiii cu părinții. Mare atenție la cum vorbesc frații cu frați, surori cu surori, frați cu surori. Mare atenție la fiecare cuvânt pe care îl rostești, pentru că cuvintele sunt roada inimii tale. Și nu-i de mirare că Domnul Iisus Hristos spune, din prisosul inimii vorbește gura. Amin. Din prisosul inimii vorbește gura și vreau să vă subliniați cuvintele acestea. Din prisosul inimii vorbește gura. Hai să spunem cu voce tare. Din prisosul inimii vorbește gura. 5 cuvinte. Încă o dată. Din prisosul inimii vorbește gura. Să nu uitați asta niciodată, domnilor. Domnilor, domnișoarelor. Cuvintele, limbajul, vocabularul îți trădează identitatea ta. Și limbajul trebuie să învățăm să-l studiem. Și studiind, fraților, cuvintele și limbajul, vom putea afla, studiindu-ne propriul limbaj, propriile cuvinte, doar așa vom putea afla ce este în inima noastră. Și încă ceva. Cuvintele arată caracterul nostru. Cuvintele arată cine ești tu. Aici, în inimă. Cuvintele arată caracterul tău. Cuvintele strădează identitatea. Vă rog mare atenție la cuvinte, zice Domnul Iisus, că vom da socoteală de ele. Amin. Halo, amin. Mare atenție. Mesajul din această dimineață este un mesaj foarte pozitiv, pentru că ne avertizează cum să vorbim. Și să vorbim în așa fel încât în ziua judecății să putem sta cu capul sus. Amin. Pentru că oricum vom da socoteală de fiecare cuvânt pe care nefolositor, adică urât, rău, negrijuliu, pe care îl rostim. Al doilea adevăr pe care îl spune Domnul Iisus în textul acesta și nu numai în textul acesta, puterea cuvintelor pe care noi le rostim este uimitoare. Este uimitor de mare. Puterea cuvintelor, vorbelor pe care zilnic le rostim, cuvinte rele sau cuvinte bune, puterea lor este uimitoare. Trebuie, vreau să vă provoc, să facem, vă dau o temă de casă. Trebuie, frați și surori și stimați ascultători, să învățăm să ne binecuvântăm unii pe alții. Trebuie să învățăm să binecuvântăm, nu să ne înjurăm și să ne blestemăm. Chiar și când cineva îți face rău, Apostolul Petru spune, binecuvântați. Când cineva te vorbește rău, de rău, Domnul Iisus Hristos spune, binecuvintează. Amin. Amin. Doamne, dacă ai un soț dificil și e un din ăsta, un ptolomac, este un bolovan, Domnul, binecuvintează. Mulțumesc pentru aminul puternic. Nu e ușor să binecuvintez, pentru că firea, fii atent, tot ceea ce este firesc în tine, când cineva te vorbește de rău și îți vorbește urât, tot ceea ce este firesc din tine se răscoală și vrea să reacționeze. Dar noi nu suntem reacționari, ci creștinii, copiii lui Dumnezeu, sunt acționari. Amin. Noi nu reacționăm, ca să o așez în felul acesta, ci noi nu reacționăm, noi acționăm, noi trebuie să învățăm, când devenim copii ai lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să ne binecuvântăm unii pe alții, dar asta nu e deloc simplu. Pentru că firea pământească, tot ceea ce este nerăstignit în mine, vrea să reacționeze. Și reacționează.
Din cauza aceasta, Apostolul Pavel spune: omorâți toate mădularele voastre care sunt pe pământ, alea care vor să facă reacțiune, alea care reacționează, și omorâți-le! Inclusiv reacțiile acestea rele, urâte, negative, cuvintele nefolositoare, trebuie să le omorăm. Și de ce? Pentru că dacă nu, vom da seama înaintea lui Dumnezeu la ele. Din cauza aceasta, Biblia este o carte foarte pozitivă, pentru că Domnul Iisus și toți ucenicii Lui ne învață să ne binecuvântăm. Și unul dintre versetele mele preferate este în 1 Petru 3:9, și aici Apostolul spune, zice, nu întoarceți o cară pentru o cară. Zice, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Amin. Am o întrebare. Câți dintre dumneavoastră vreți să moșteniți binecuvântarea de la Dumnezeu? Hei, aleluia! Da, dacă vreți să moștenești, încă se poate, încă nu-i prea târziu. Deși nu mi-am plăcut mulți ani până acum. Însă dacă vrei să scapi de judecată și dacă vrei să nu-ți fie rușine la judecată, începe din momentul acesta să binecuvintezi. Începe să-ți binecuvintezi părinții. Începe să-ți binecuvintezi copiii, că funcționează. Așa cum a funcționat cuvintele rele pe care le-a folosit Petru, birjenismele lui, așa funcționează și când binecuvintezi. S-ar putea însă să nu funcționeze exact cum vrei tu, însă așa spune Apostolul Petru prin Duhul Sfânt, zice, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Nu știu cum, dar știu clar că dacă binecuvintezi, să te pregătești de binecuvântare. Vei moșteni binecuvântarea despre care vorbește Apostolul Petru, Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să învățăm să binecuvântăm, deși nu-i simplu. Trebuie să învățăm să ne binecuvântăm, deși nu-i simplu. Trebuie să învățăm, fraților, un verset care este deosebit de important și se găsește în Proverbe, la capitolul 18. Auziți ce spune aici în versetul 21 și vă rog să vă subliniați versetul acesta și chiar să-l învățați pe de rost. Proverbe 18:21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Amin. Moartea și viața sunt în puterea limbii. 7 cuvinte. Dar care au un impact și o încărcătură spirituală și morală extraordinară. Proverbe 18:21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine iubește îi va mânca roadele. Dacă iubești moartea, prin cuvinte urâte, îi vei mânca roadele. Dacă folosești cuvinte nobile și pozitive, dacă iubești viața, îi vei mânca roadele. Așa spune Duhul Sfânt. Mare atenție la cuvinte. Puterea cuvintelor pe care noi le avem la dispoziție și le putem folosi este uimitoare, este penetrantă și are un efect extraordinar. Cuvintele noastre rostite au o putere inimaginabilă. Așa spune Solomon prin Duhul Sfânt că moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, moartea sau viața, îi va mânca roadele. Și dacă iubești cuvintele frumoase, vei mânca roadele, vei secera roadele. Dacă iubești cuvintele urâte, înseamnă că iubești moartea și vei avea lucruri de genul acesta în viața ta și te vei hrăni cu moarte. Ce alegem în această dimineață? Mare atenție la cuvinte. Când vorbim, vă rog să nu uitați adevărul acesta, transmitem niște energii uimitoare. Fiecare dintre noi, când vorbim, fiecare cuvânt pe care îl spunem are un impact uimitor. Așa spune Domnul Iisus. Așa spune Apostolul Pavel, așa spune Apostolul Petru, așa spune Solomon. Așa spune Ieremia. Și în Ieremia 18:18 este iarăși un verset uimitor. Să vedem dacă mi-am notat eu bine referința aceasta biblică. Însă în Ieremia 18:18 niște dușmani ai lui Ieremia spun așa: haidem să-l ucidem cu vorba. Cum mi se pare adevărul acesta și rostirea aceasta? Haidem să-l ucidem cu vorba. Ieremia 18:18. Ăia știau, dușmani lui Ieremia, prorocul Ieremia, știau o chestiune pe care noi tindem să o uităm.
Cuvintele au mare putere. Fie să dea viață, fie să ucidă viața. Mare atenție cum ne comportăm cu limba noastră, cu limbajul. Mare atenție la vocabularul pe care îl avem zi de zi. Soț față de soție și invers, părinți față de copii. Mare atenție pentru că, domnilor, vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care îl folosim. Putem da viață atunci când binecuvântăm sau putem da moarte atunci când blestemăm. Dar fii atent. Vreau să vă spun o chestiune care mi s-a părut interesantă. Pitagora a fost un mare filozof grec, însă omul ăsta a spus multe lucruri filozofice și înțelepte, însă printre altele am găsit o zicere de-a lui Pitagora care spune așa, mai bine arunci o piatră la întâmplare decât un cuvânt la întâmplare, pentru că cuvintele au o valoare veșnică. Astea sunt de la mine ultimele cuvinte. Dar Pitagora a spus, mai bine arunci o piatră la întâmplare decât un cuvânt la întâmplare. Și Pitagora știa, chiar dacă nu era creștin, știa un element fundamental, căci cuvintele noastre au o putere uimitoare. Cuvintele pot salva sau pot condamna. Cuvintele te pot salva sau te pot condamna pentru că vom da socoteală. Dacă vrei să fii binecuvântat, neapărat trebuie să începi să binecuvintezi. Amin. Amin. Acum, eu știu că unde sunt mai mulți frați într-o casă, acolo apar din când în când tensiuni. Știu că atunci când sunt doi oameni într-o casă, apar tensiuni. Știu că atunci când nu sunt copii sau când sunt copii, sunt tensiuni din când în când între soți. Mare atenție la cuvinte. Pentru că dacă vrem să fim binecuvântați, nu mă refer doar aici în lumea aceasta, ci în mod deosebit la judecată. Dacă vrem să fim binecuvântați, trebuie să ne cenzurăm cuvintele foarte atent. Doamne, ajută-ne la aceasta. Atenție mare la cuvinte, doamnelor. Atenție mare la cuvinte domnilor și domnișoarelor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor, zice Domnul Iisus. Și acum vreau să vă spun aici câteva chestiuni care mi le-a descoperit, cred eu, Dumnezeu, săptămânile care au trecut. Dumnezeu ne va judeca după cuvintele pe care le rostim atunci când lăsăm garda jos. Vă rog să rețineți. Și după acestea ne va judeca. Dumnezeu ne va judeca după orice cuvânt, dar cred eu că Dumnezeu ne va judeca și după cuvintele pe care le rostim atunci când suntem nervoși, când lăsăm garda jos. Duhul Sfânt condamnă la fel de mult, frați și surori, defăimarea, jignirile, bârfa, le condamnă la fel de mult precum curvia, crima și idolatria. Nu face diferență. În același capitol în care Apostolul Pavel în 1 Corinteni vorbește despre curvie, vorbește despre defăimare, vorbește despre bârfă, vorbește despre vorbirea de rău. În același verset. Duhul lui Dumnezeu ne atrage atenția că vom da socoteală de fiecare cuvânt. Cuvintele noastre, frați și surori, pot distruge și răni niște cuvinte, te pot răni o viață întreagă. Și să dea de vorbă cu o soră care e aici în biserică în această dimineață. Domnule, i-a spus cineva niște cuvinte și au rănit-o și probabil că va fi rănită de cuvintele acelea toată viața. Observați ce putere au cuvintele. Ce putere au cuvintele. Copiilor, cei ce aveți părinți, sunteți privilegiați. Știu că s-ar putea să vreți unii ori să nu mai aveți. Știi? Însă cât timp ai părinți, ești foarte privilegiat. Ai grijă cum vorbești cu părinții tăi. Pentru că așa cum vorbești tu astăzi cu părinții tăi, de urât, la fel de urât îți vor vorbi ție copiii tăi, dacă nu cumva mai urât. Mare atenție, pentru că ce semeni ai aseceri. Amin. Este atât de important să fim atenți la cuvintele noastre, pentru că vom da socoteală. Cuvintele noastre pot edifica, pot zidi, pot încuraja. Sau cuvintele noastre pot distruge, răni, ucide.
Ai grijă că vom da socoteală de orice cuvânt. Așa spune Mântuitorul nostru. Domnul să se îndure de noi. Cunosc oameni care din când în când mă întâlnesc și vin și mă încurajează. Dar știți cum mă încurajează? Nu știți cum mă încurajează? Deci, frate Cocar, mi-a spus cineva zilele trecute, de-asta cândva mi-a spus un cuvânt de încurajare. Și cuvântul acela tare m-a ajutat. Credeți că eu mai știu ce i-am spus? Dar i-am spus un cuvânt de încurajare și după 20 de ani a venit omul acela la mine și zice, cuvântul acela m-a marcat și m-a încurajat enorm. Cuvintele pot edifica și ziti și ridica și construi o viață. Sau cuvintele pot distruge, nălui, produce o rană enormă în viața oamenilor. Aveți grijă că vom da socoteală de fiecare cuvânt. Și în final, vorbirea arată relația pe care o ai cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că asta este foarte important. Vorbirea noastră arată relația pe care o avem cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și mă întorc chiar și un pic la Petru, în Matei, la, mă rog, în Marcul, la 14 și în alte evanghelii sinoptice. Însă, acolo Duhul lui Dumnezeu ne demonstrează foarte clar că vorbirea noastră arată relația pe care o avem cu Domnul Iisus Hristos. Nimic nu îți arată mai clar caracterul decât vorbirea. Limbajul pe care îl folosești. Pentru că, nu uitați, Domnul Iisus Hristos spune atât de clar că gura vorbește din prisosul inimii. Amin. Gura vorbește din prisosul inimii, sunt cuvintele Domnului Iisus, din prisosul inimii vorbește gura. Amin. Și vreau să citesc două versete din epistolele lui Pavel, foarte importante. Unul este în Efeseni, la capitolul 4. Mare atenție la cuvinte. Efeseni, capitolul 4. Ăsta este Efeseni după Galateni. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Vă rog să vă subliniați versetul acesta în Biblie și să-l și învățați și să-l practicăm cu toții. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud. Și zice mai departe, apostolul zice, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Amin. Știu un mod în care poți să-L întristezi pe Duhul lui Dumnezeu prin vorbire, o vorbire prostească, necugetată, imatură. Poți să-L întristezi pe Duhul lui Dumnezeu în felul acesta. Fraților, surorilor, copiilor, părinților, taților, mamelor, soților. Așa spune Scriptura. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun. Pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-au. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când vorbim prostește, când nu vorbim la modul pozitiv, când nu vorbim cuvinte folositoare, edificatoare, întristăm pe Duhul Sfânt. Nu te mira că viața nu funcționează bine. Trebuie să învățăm să binecuvântăm. Pentru că vorbirea arată relația pe care o avem noi cu Domnul Iisus. Să nu uitați. Și acum mergem la Coloseni, capitolul 4. Coloseni, capitolul 4 este iarăși foarte important. Versetul 6. Și asta este grosat. Vă rog să-l disubliniați pe ăsta. Important să vezi cu pix și cu Biblie la biserică. Și chiar și cu un carnețel. Încep eu aproape imposibilul, dar sunt convins că o să reușească la unii. Și auziți aici, Coloseni, capitolul 4, versetul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cum? Cum? Nu vă uitați la Biblie, acum la mine. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu? Har. V-ați uitat deja în Biblie, baptiștilor, dar bine ați făcut. Vorbirea voastră să fie, așa spune Apostolul, să fie totdeauna cum? Cu har. Întâi vine harul. Vorbirea voastră întotdeauna să fie cu har. Și auziți ce spune Duhul Sfânt. E important să ținem cont de cronologie, de ordine. Nu cum vrem noi, ci cum vrea Domnul. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har. Și auziți, dreasă cu sare. Adică, totdeauna har și câte un pic de sare. Dar noi știți cum suntem unii. Exact așa cum suntem.
Noi știm doar de vorbirea voastră să fie cu sare. Și așa sunt noi. Au inversat lucrurile. Vorbirea voastră, așa cred ei, pentru că nu citesc bine Biblia și probabil că relația lor cu Domnul Iisus nu-i grozavă. Și au interpretat așa, vorbirea voastră întotdeauna să fie cu sare, dreastă, cu har. Dar Duhul Sfânt așează exact invers realitățile astea care vindecă. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har și spuneți-mi în ciorba pe care o mâncați astăzi la mea sau în supică sau fripturică. Câtă sare puneți? Multă? Vă garantez că doar o dregeți ciorbica aia cu sare. Un pic de sare. Trebuie și sare. Dar hei, domnilor, har mult. Har totdeauna și mult. Vorbirea noastră arată relația pe care o avem cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și așa ne spune Apostolul aici. Dacă vrei să câștigi suflete pentru Iisus Hristos, trebuie să începi să-ți schimbi vorbirea. Dacă vrei să-L câștigi pe cel de lângă tine, trebuie să începi să vorbești cu El frumos. Și să începi să-L binecuvintești și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că limbajul arată țara ta natală. Și limbajul îți trădează identitatea ta. De unde vii, cine ești, unde te duci. Limbajul trădează toate aceste realități. Un om al lui Dumnezeu, un teolog, James Plummer, a spus așa. Și mi-a plăcut. Atenție, mare atenție la limbaj și la ce fel de limbaj. Auziți ce a spus teologul acesta, James Plummer? Cuvintele, în unele situații, cuvintele rostite calculat pot fi o ipocrizie calculată. Acum, hai să vă spun o chestiune care ni se întâmplă suficient de des, mai ales nouă ăstora care mergem la serviciu la biserică. Când venim aici în această dimineață, când suntem în gardă, vorbim frumos, ne purtăm frumos, mirosim frumos, arătăm frumos. Și ne calculăm fiecare cuvânt. Însă, și ăstea Duhul lui Dumnezeu le înregistrează. Dar vreau să vă spun așa, ceea ce teologul ăsta a zis este extraordinar. Când suntem în gardă, în public, putem folosi cuvinte elegante, dar când suntem acasă, numai noi de noi, s-ar putea să mă doară urechile de ceea ce a avut ieșind din gura ta. Știi, aici vorbești frumos, pacea Domnului, frate. Pacea Domnului, soră. Domnul să te binecuvinte. Și nu. Dar fii atent. Cuvintele rostite calculat pot fi o calculată ipocrizie. Fraților, cuvintele noastre trebuie să fie pozitive și în public și și în privat, în intimitate, când ești doar tu cu soția ta, doar tu cu mama ta, doar tu cu tatăl tău. Amin. Pentru că vom da socoteală. Este atât de hidos în public să vorbești elegant. Dar în privat și în intimitate să dai cu înjurături și cu birjerisme și cu murdării să-ți iese misere din gură. Nu uitați că gura vorbește din prisosul inimii. Doamne, îndură-te de noi. Destui oameni în public se comportă atât de frumos și vorbesc atât de elegant când știu că sunt urmăriți și auziți de alții. Dar când se duc acasă și închid ușa după ei, încep să arate care este adevărata lor identitate și folosesc bătărânii, critici, nemulțumiri. Atenție, mare atenție la cuvinte. Știți de ce? Cuvintele care arată cine suntem, sunt cele care le spunem când garda ne este jos. Amin. Amin. Cuvintele pe care le spui la mânie arată ce este în inima ta. Cuvintele pe care le spui la nervi arată ce este în inima ta. Cuvintele pe care le spui atunci când nu-ți convine, când ești nemulțumit, arată ce este în inima ta. Și am auzit cu toții că a fost dat pe posturile naționale despre o reporteră. În urmă cu un an sau doi ani. Și unii vă mai duceți aminte. O tipă care nu-i prezentatoare, reporter. A dat o știre și după ce aceea n-a oprit microfonul și nici înregistrarea și după ce a dat știrea în studio acolo, a început să înjure. O birjeroaică din asta de te doare cap, dar urât de tot. Și așa au reușit cumva să o prinse și după cât au prins-o, au surprins-o, au dat-o pe post.
Urât, urât de tot. Urât de tot. Cum nu se poate mai urât? Pentru că gura vorbește din prisosul inimii. Un om transmite prin buze doar ceea ce are în inimă. Și închei cu ceea ce spunea un alt dramaturg grec, cu numele de Menander. Menander este dramaturgul acesta. A zis așa. Caracterul unui om poate fi cunoscut din cuvintele sale. Amin. Amin. Domnul Iisus Hristos la fel a spus. Identitatea noastră spirituală poate fi cunoscută din cuvintele noastre. Dacă vrei să dai viață, folosește cuvinte pozitive. Dacă folosești cuvinte urâte și negative, vei da moarte. Dar nu uita că ce semene acum vei se cera. Un om înțelept, un om luminat, un om duhovnicesc, care are o relație bună cu Iisus Hristos, cuvintele Lui întotdeauna vor fi cu har, drese cu sare și vor edifica pe cei ce mai